Bună de dimineața. Bună dimineața, soare. Chiar e dimineață. Bine, ne-am trezit și mai devreme de atât. Respectiv la 4. Și eu la 7 offer. Dar încă e dimineață, e 10:10. De-abia n-am mâncat breakfast. Că micul dejun la hotelul ăsta. Bravo! Că ești în Istanbul, să moară Franța. Da. Bine, nu că în Istanbul n-ar fi și hoteluri bune și restaurante bune, dar în fine, asta e alt subiect. Îl dezbatem la toamnă. Da, e de toamnă, mâine la iarnă. Mâncăm micul dejun cu siguranță în altă parte. În oraș, da. Da. Ieri a fost mult mai bun când am mâncat aici. Da. Da. Vedeți culoare? Freză, frumos. Și eu m-am tuns. Parcă altfel respiri. Încă mai mă doare pe aici, dacă nu m-a leșinat la ieri. Ali, că și pe la tot Ali îl cheamă. M-a leșinat cu ceară, cu toți dracii. E inflamat. Da. Acum ne ducem, nu ne ducem. Să ne cosmetizăm, ca să zic așa, o mustață, o sprânceană. Andreea, adică tu, eu nu merg. Da, el mă așteaptă undeva la o cafea. Mi-am făcut sprâncenele ieri. Da. Și avem un plan, ca să zic așa, aventura nu începe încă. Astăzi mai e așa o zi de bântuială și să ne punem la punct chestii trestii. Să mai cumpărăm un altă, eu n-am papuci. Rahat, Vila Mare, n-ai papuci? Da, să-ți fie rușine. N-ai cum, șlapi. Mai avem câteva cumpărături de făcut, în afară de cosmetică. După care o ardem așa puțin pe relax. E foarte important dacă plouă sau nu plouă, pentru că dacă nu plouă... Da, se anunță că ar ploua azi, dar poate da. Suntem norocoși și nu. Am fi vrut să mergem la Muzeul de Sculpturi Nisip. Parcă așa se numește, nu? Da. Sands Culture Museum. Cred că asta e. Așa și să mergem și la ăla de dansează cu înghețata mână. Da. Care are melodie nouă. Doar că ăla este în Lara. În Lara unde am fost ieri, dar ieri nu am avut timp să mergem la el. Am fost pe grabă. Da. Și ieri v-am spus că m-am dus să-l văd pe Ali și pe Balâc, dar n-am filmat pentru că a fost o discuție mai intimă despre necazurile lui Balâc. Da. Și nu era de prezentat, că nu era pe fericire, din păcate. Da. Și ce mai faci? Și diseară mergem tot în zona aia de restaurante de lângă Parcul Duden. Da, dar mergem la pescăresc. Vrem să alegem un restaurant unde se mănâncă pește și produse pe bază de pește, fructe de mare, moloz la tavă și ce s-o mai mânca. Da. În rest am intrat, eu cel puțin sunt în starea de relax maxim. Este. Da. Cam atâta, nu? Păi cam atâta. Ne auzim mai târziu. Ați văzut-o pe Summer ce mare s-a făcut? Adică ca să vedeți ce mare s-a făcut, trebuie să vă uitați la vlogul din mai de când am fost în Antalya și am fost la Bike Gordini, când Summer era o piciulică. Un pișpirel de cățel. Da. Acum s-a făcut dita mai animala. Da. Dar și a fată mare. Da, dar tot cretina a rămas ca și atunci când era mică. Bine. Tot pui e practic. Câteva luni diferență, dar dimensiunile nu mai sunt chiar de pui. Da. Mai ai ceva de zis? Nu. Nu. Hai. Doar că vă pupăm. V-am pupat. Vă pupăm, vă iubim și stați cu noi. Și ne vedem. Stă Andrei la cosmetizat, eu am venit să cosmetizez mașina. Uite, exteriorul, pe urmă interiorul, frumos, elegant. Că am închiriat-o pentru 3 săptămâni, da, 3 săptămâni o să avem albeața asta cu noi. Iar eu am o problemă cu mașinile murdare, cu mașinile care nu miros a parfum și tot așa. Obsesii de om nebun, ce să faci? Gata, au făcut mașina lacrimă. Curățăm și sistemul de aer condiționat, că avea puțin miros. Ei sunt domnii care au făcut mașina Chogyuzel de Secular. Și au aici și o grămadă de produse la care eu din Laponia am acces greu. Și s-ar putea să-mi fac un pachet, să-mi trimit acolo niște ceară, niște alea, nu? Brother, thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you too. Nice to meet you too. What's your name? Iman. Iman. Okay, Iman. I'll be back to do it again next days. Thank you very much. Thank you.
Sunt la 70-a cafea. Mi-e foame de latru și Andreea încă nu e gata. Și pentru că soarta face ca Bai Gordini să fie fix vis-a-vis de salon, am mai intrat odată. Dacă e ceva ce ieri nu mi-a sărit în ochi. Și îmi trebuie pantalon de apă. Pantalon de intrat în apă. Dar sunt numai de ăștia cu modele donuts, scutere sau ce sunt alea și nu prea mă coafează treaba asta. Stați să vă arăt o mască. Asta mi se pare ok pentru snowmobil iarna. Când ne dăm cu snowmobilul. Cred că ar da bine. Am văzut la niște norvegieni că au poartă pe față niște măști, practic, cu modele de-astea și mi-a plăcut foarte mult. Și mă gândesc dacă să o iau pe asta sau pe asta. Asta nu-mi place. Dacă aveți sugestii, băgați-le! Și acum, doamnelor, ăsta este pentru voi. Wax Deluxe. Dacă cumva veniți cu veverița la pachet, cu motanul în poșetă, cum vreți să-l numiți, veniți aici, știți cum vă face veverița, piele de bebeluș. Piele de bebeluș. Haide microfoanca mea. Altă viață. Altă viață. Altfel mergi când nu mai ai tu o mustață, nu mai ai un sprânceană care o veverică. Nu mai e pe Milo cu tine. Nu mai, da. Nu mai e pisica. O unghie făcută. Băi, deci fata asta de aici cu mâna pe inimă, vă jur, ea mi-a făcut mani, pedi, sprâncene, epilat. Este cioc cioc chiuzel. Dacă vreodată stați în Antalya, și repet, nu aveți timp în București sau în România să vă faceți veverița. Sau veniți din altă parte. Sau veniți din altă parte, cum am venit eu. Aici este locul perfect. Nu știam că femeia face și unghii și pensat. Contactați-i cu încredere. Da. Acum mergem să mâncăm la maț. În sfârșit am că unghii. Că după cum v-am spus mai devreme, latru la propriu de foame. Și e chiar aici lângă salon. E un loc unde se mănâncă bine. Da. Haidem! Haidem! Afietolsun! Afietolsun! Eu mi-am luat Iskender. Că și iau și eu tu ți-ai luat nu știu ce și atentează la Iskenderul meu. Nu e vreun plating deosebit, nu e vreun restaurant special, dar gustul mâncării aici... E de la de cartier. Da. Original. Unde am venit după sesiunea de cumpărători? La Valea de Nisip. Muzeul de sculptori în Nisip. Hai să plătim și noi intrarea ca niște oameni civilizați. Păi și dacă nu eram, n-ai cum să intri altfel. Merhaba. Și pentru că avem un noroc deosebit ca de obicei, în 25 de minute, pentru că a început să se întunece, se vor aprinde luminile și o să fie pe nocturnă, practic, nu? Da. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream, your love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, you came to rain a flood. Said, drink from me when I was so heavy upon a symphony. Well, I just can't get enough. She said, put your wings on me when I was so heavy upon the symphony. When I was low, 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 I... Oh, Cocoș, atunci mi-am luat rochia aia. De la Cocoș, da. Noi venisem să... la Gilgin Dondurmaci ăsta.
care Dan Snow. Avem un vlog la un moment dat cu el. Doar că el nu e aici, vine la 9. Poate mai stăm, nu? Până la 9? Până la 9? Da. Păi nu trebuie să mergem să mâncăm și noi? Da. E 7. Asta e melodia lui, că și-a scos melodie. E faimos ca el. Asta e unul dintre magazinele unde intri și nu poți să nu cumperi. Pentru că domnul... Pentru că domnul e foarte de treabă. Îți bagă pe maț, practic. Da, și el îți dă să mănânci dacă cumperi și dacă nu cumperi. Și atunci e frumos să și cumperi, că te simți și prost. Păi, stai-mă puțin, boss. Am cumpărat, lasă-mă cu ce-am luat, mă ia. Ne-am împrietenit cu domnul și în primul rând de 3 ani îl știm. De 3 ani. Da. Și am venit să-l salutăm și să luăm ceva de... Să-i facem și noi vânzare. Saftea. Și să și mâncăm, pentru că mizeriile astea... Astea? Delicious. Astea? Astea sunt noi, nu agada asta mâncăși. Sunt foarte, foarte bune. Sunt niște pufoșenii de-astea. Și niște germișori de aia, nu știu cum să numesc, tăiței groși. Potiți. Că-i plac lui Andre. Potiți. Chili. No. Abi, this is cacao? No, almond. Almond. Everything is almond? Yeah. Yes. Era una cu ciocolată care îmi plăcea mult, dar nu mai văd. Astă seară o ardem pe pește. Calamar? Calamar, yes. You have calamar, you have shrimps, you have ciupra. Cucura. You have Saint-Jacques, de Saint-Jacques, nu? Dil shish, uzgara. Ia, 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 ia. Yeah? Aici mâncăm. Ia uite ce urât este. Asta e urât cu spume, sărac. Da. Tener color. Yes, but it is ugly. Yeah. Hai, hai la o masă. Yes? Yes. Îți place viața la restaurant, nu? Mie? Întotdeauna. Frumos, elegant. De început, la restaurant ăsta, balâc, nu știu cum. Balâc. Cum balâc? Balc. Îți aduce pâinică cu măsline. Uite cât de mici sunt măslinele. Baby măslină. Baby măslină. N-am văzut în viața mea așa măslină. Dar e foarte gustoasă, e bună, îmi place. Da, este. Prima oară de la distanță am crezut că sunt capere. Dar nu sunt capere. Sunt măslinici. La fel, la prima vedere par a capere. Îmi vine să comand tot meniul. Da, e... Latru de foame. Cioc, 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 chiuzel! Începem cu niște artișoa în ulei de măsline, cu călămăruți și cu șimpuleți. Care sfârâie. Care sfârâie. Mm. Nu puteam să ne rezumăm doar la aperitive, nu? N-aveam cum, că peștele ăla la intrare, oricum, te atrage să-l mănânci. Stai, că nici nu mai pot să țin camera, mă uit la mâncare eu și nu mai țin camera drept. Am luat niște creveți, ăștia așa, făcuți în stil spaniol, nu? Parcă da. A zis. Și o doradă, imensă, măricică, cu salata ciobanului. Și o să finalizăm cu... Pepene. Pepene. Au pepene. N-am mai mâncat un pepene gustos de când am fost data trecută în Turcia, practic. Hai să ai poftă. Mamă, mai știi cum era pepenele la primul hotel din Istanbul? Mamă, da. Șmecher. Sper să fie la fel. Cu siguranță. După care mergem la hotel, ne dușăm. Dacă ați observat, ținutele noastre sunt de astăzi, de dimineață, de când am ieșit. Păi n-am ajuns la hotel. N-am ajuns nicăieri. Adică n-am mai zis că n-am mai ajuns la hotel. Și mâine o luăm de la capăt cu noi planuri. Surpris. Surpris, da. Zi noapte bună pe turcește. Iakşamlar. Așa, că nu-mi venea, Iakşamlar. Și ne vedem dimineață.